Salutare tuturor și bine v-am găsit la pe Simulator 99 unde avem de deschis 300 de Charm stone în valoare de 15 milioane de gems. O să le deschidem pe toate să vedem dacă primim ceva foarte bun sau dacă din 300 nu primim nici măcar un Royality sau un Overlord Charm. O să vedem imediat, o să începem să deschidem, dar vreau să le mulțumesc tuturor la clan pentru că am strâns 92.3 milioane de James donate. Avem și aici 2000 la top clans, dar aici o să se termine în o zi, deci nu o să conteze. O să vedem la următorul battle cât de bine o să jucăm. Dar, lăsând astea la o parte, sunt foarte curios să vedem ce pică din charmstone, Deci 300, chiar trebuie să pice ceva, nu? Din toate acestea, adică hai să deschidem 10 mai întâi să vedem ce pică. Vedem aici a 10. A picat ceva bun? O, bine, am picat un Diamond, Charm, restul de Strength, Lightning, un TNT, un Agility, deci până acum din 10 n-a picat nimic bun. Mai deschidem încă 10, vedem dacă pică de data aceasta Coins, Strength, Diamond, TNT, TNT, deci momentan din nou n-a picat nimica. Mai deschidem 10 să vedem dacă de data aceasta avem noroc. Bine, am deschis 11, dar nu contează. TNT, Critical, Bonus, chiar nimica. Deci o am luat un Glittering, dar nu a apărut a luat un glittering, ok, până acum mai bun, până acum mai bun. Deci vedem acum, deschidem câte multe putem. Avem strength, bonus, coins, avem încă un glittering, dacă nu mă înșel, un XP charm, care momentan nu prea cine știe ce, dar avem două glittering, stai un pic să vedem. Până acum totul e bine, adică nu o să luăm noi charm în valoare de 15 milioane de gems, adică dacă e așa... Încă un glittering, deci până acum 3 glittering-uri, Chiar e foarte, foarte bine, adică gemul pe gratis, mai ales dacă ai spații pe astea, mai ales dacă ai spațiu pe Hughes să pui. Cu cât faci level la Hughes mai mult, cu atât poți să pui mai multe chestii pe el. Are level 98, poți să pui 3. Are level 84, poți să pun 2. Bine, la 85 cred că poți să mai pui încă unul, deci cu cât faci level mai mare, cu atât mai bine. Vedem acum câte sunt. Mai deschidem așa aleatorul, nu de trebuie să deschidem mereu 10. Coins, Agility, Strength, deci până acum doar 3 Glittering, poate un Royality sau dacă e un Overlord Charm sau unul de fiecare, un un Glittering, o, oh, e bine, e bine. Până acum așa a fost, avem 4 Glittering, până acum a făcut 4 milioane înapoi. Nu-i cine știe, bine, mai avem și altele, nu pot să zic că nu avem și altele. Mai avem un Glittering, văd că Glittering pică acum destul de bine. Dacă e să le vindem, Luăm 5 milioane, avem și Atlas, X, 5 pe d poate îl facem și noi după ce ne ducem în ultima zonă. Bonus, 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 criticală, criticală, de data aceasta nu aplica nimica. Deci 5 milioane în glittering, vreau să le deschidem de la, până la 100, după 100 vreau să le deschid pe toate fără să mă uit. XP, avem bonus, avem coins, avem diamond, avem criticală și atâta. Bine, deci momentan nimica, le lăsăm să se treacă și acum mai deschidem încă o grămadă. Am zis să deschid 300 pentru că vreau să deschid cu 100 de fiecare dată când mai facem un episod. Deci dacă vă plac episoadele de genul apăsați butonul de like. Uite am făcut level 91 la Goblin, la Gobli. Deci chiar faci level destul de ușor dacă te duci și farmezi în ultima zonă. Update-ul este în două, o, două zile să vă pregătiți. Și am zis că acum dacă deschidem 300 de Stone. data viitoare o să te scriem 400, după Pops 400, 500, după 500, 600 și tot așa. Lightning e cât de cât bun, bonus, deci mai trebuie măcar câteva glittering acolo. Dacă ai da și un reality ar fi perfect. Avem Diamond, Diamond, Bonus, XP, Lightning, Agility, Bonus, Agility, Bonus, Coins. Coins e unul dintre cele mai inutile pe care le-am văzut vreodată. Nu ai nevoie de cons, că e limita maximă și vreau să facem 100. Și din 100, Agility, Lightning Charm, Stone, așa, XP, TNT, încă un Glittering, ok, ok, Glittering bun. Așa, o să deschidem 50, vreau să deschid 50 să vedem dacă pică ceva fără să ne uităm. 50 de Stone Charm-uri. Poți să le spui Stone Charm, Charm Stone, dar nu știu, Stone Charm sună mai bine decât Charm Stone. Sau așa, dar probabil mi se pare mie. Și avem încă un, dragon, nu, n-am luat nimica, serios. Am avut 5, am luat 6 din 50, nu mi-a picat nimica, wow. Ok. Mai bine în loc să stai alu. ok, le-am apărut dintr-o dată. Bum. Deci mai bine le cumpărați. Nici nu știu ce să zic, că adică dacă din atâtea nu mi-a primit și eu un reality, chiar este foarte mare ghinion aici. Mai las 10 la final să vedem dacă avem noroc Vedem aici perfect, avem o, o, grămadă de coins, o grămadă de bonus, o grămadă de strâng, de criticale, de diamond charm. Deci, pe momentan, chiar nimica, de serios, doar 6 glittering. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, nu nimica. 6 glittering pe care nici nu pot să le folosesc. Și nu, chiar nimica. Deci nu a dat niciun royalty, nu a dat niciun overlord charm. Am deschis 300 și nu a dat nimic bun decât 6 glittering, care e 5 milioane. Am pierdut 10 milioane în charmstone-uri. Sincer, chiar dacă le vând pe toate astea, cum ar fi să zicem că le-aș vinde, nu pot să iau un reality charm. Atât de bun și atât de scump este reality charm. Poate la un moment dat rămânem cu glittering, asta e, chiar nu am nicio idee, astea nu pot să pun că nu ale mele dar restul poate o să pot să fac ceva cu ele după ce o să mai fac level, că să primești 25-30 de gemuri așa, așa ușor e chiar foarte bine. Mereu distrugeți acestul acesta, vă dă niște chestii bune câteodată dacă aveți noroc, dar vă ajută și la misiuni. Uite vă dă 3. Acum vreau să ne ducem în zona de sus, pentru că acolo avem peturile să farmeze cu autofarm. Să vedem cât... stai, e aici masiva cometă? Stai să ne uităm. Bă, m cometă să vedem dacă merită. Adică e în zona 98, nu chiar 99. Dar avem 14 milioane, că o să vedem imediat ce dă din ea. bine, trebuie să dau un pic să dau click la ea. Dar așa, în general, masiva cometă, cometa masivă, dă niște lucruri chiar foarte bune dacă, dacă stai atunci să farmezi. Nici nu știu cum să zic asta ca să înțelegeți. Bine, a dat două toy balls, 5 de 50 de și două gift bag-uri, știi? Nu vine cât cât foarte frecventă, știi, nu vine în două, în două minute să zici că wow, ce important e, dar vine destul de des și vă dă și coins și gemuri, asta e important, vă dă și gemuri. Și aici, momentan, nu pot, ba da, uite că am putut, stai să mi opresc peturile din farmat. Vreau să mă duc aici în ultima zonă, stai să le fac pe toate să dispară. Mă duc în ultima zonă să vedem dacă avem lag. Sau stai, stai un pic, deja gata, am început lagul. Vedem ce item mi-am primit, dar am lăsat să farmez să vedem ce item mi-am primit. Și cam asta a fost tot. Nu, trebuia să fie mai multe, dar probabil din cauza lagului sau? Sau pentru că n-am fost aici, nu s-a putut farma? De obicei, nu știu, probabil trebuia să stau mai aproape. Din cauza că n-am stat aproape, probabil nu s-au put cărțile. Dacă pui peturile la autofarmă și nu ai cărțile, dacă nu ești tu aici, cărțile nu se pun. Nu o să primești mai multe diamante, nu o să se pună masiv cometul, nu o să se pună damage-ul. Bine, probabil damage-ul se pună, nu cred că asta contează. Dar cometa și alte chestii de genul nu se pun dacă nu ești tu în zona respectivă, chiar dacă ai autofarm -ul. Acum vreau să mă duc la zona 23 să facem atlasul care este 5 15 astăzi. Și dacă aveți timp puteți să-l faceți. De aici am primit un Storm Charm, dar îți dai seama că am cumpărat toate Storm charm acelea. 15 milioane de gemuri s-au dus așa, mai, mai, mai puneam puțin la un huge. Să zicem că n-ar fi fost o problemă dacă eram plin de bogat și aveam o grămadă de sau aveam 900 de milioane de gems, era ok, 15 milioane, nu ne uităm la el. Dar astea chiar au contat și nu a primit ceva extraordinar. Deci acest episod este ca să vă spun că mai bine păstrați gemurile mai bine vindeți charmstone-urile și vă cumpărați ceva de care chiar aveți nevoie. Nu sta să deschideți, șansa este foarte mică și chiar nu merită. Decât dacă aveți peste 1000, dacă aveți 1000 ar merita, dacă nu aveți 1000 nu merită ne ducem aici și am luat un niște mere, niște cărți de level 2. Bine, acum de data aceasta n-am primit nimic. Dar e o șansă să luăm lopata de diamant care costă vreo 30 de milioane. Deci acolo, da, contează. Acum o să ne ducem la 33, o să deschidem câteva chei secrete, o să deschidem 3 chei secrete, să vedem ce putem primi. Ne ducem înainte, stai să scot peturile, avem destul de multe huge dacă e să ne uităm aici la 3, dacă vrea să-mi arate, stai. Tag perfect la 3, nu, nu suntem la 2, suntem la 3. Deci avem 30 și mai avem, nu, da, mai avem și o zebră, am și uitat că am zebră, nici nu știu dacă am folosit-o până acum. Am luat o zebră când a scăzut inflația cu glittering și reality, Nici nu mai știu la cât am luat-o, dar am luat-o și am să fie acolo. Îl descriem pe ăsta din milișoc, avem o carte de diamant de level 5, din păcate. Stai să vezi că pe aici e un glittering sau un overlock și n-am primit. Asta a fost cea mai bună dintre toate astea. O să mai deschidem încă de două ori. Huge avem o grămadă, încercăm să strângem 99, dar este foarte, foarte greu. Costă foarte mult, inflația e foarte mare. Cel mai probabil aici un mai de Wow, dacă mă duceam în dreapta, ce era? Era în stânga și în dreapta, mi clar nu mă duceam. Și în dreapta nu era nimic bun. Mai de nu e bună, cel mai probabil ar trebui să o scoată de aici, că nu face nimic bun și ultimul o să mergem în stânga din nou, pentru că cele mai mari șanse în stânga să fie ceva bun. Nu, glumesc, o să mergem în dreapta. O, oh, am luat poțiuni de damage? Wow, ce impresionant. Vreau să mai, mai arăt ceva. Un, da, mai bine 5% de damage decât uh, XP charm. La câte XP-ul charm -ul am luat noi astăzi, clar nu mai vreau să văd alea. Așa că dacă ne ducem la... Vreau să vă arăt ceva, da? La 6, la 15, Enchanted Forest. Cred că la 15 este la Enchanted Forest. O să vă arăt chestia asta, da? Prima cheie secretă pe care o folosim aici, da? O să dăm folosim, o să dăm yes. O să fie nimica bun. Nu o să fie nimica bun. Toate o să fie lucruri rele. Uitați-vă. Bine, acum asta e un exemplu prost, dar de obicei este numai de în continuu sau buțuri sau altceva care nu-i bun. Am luat un tracer 5 Nu-i bun nici ăștia, mai bine cheile secrete e exact ca și somn dacă vrei să le deschizi, le deschizi pe riscul tău și sincer nu ar merita. Dacă duci lipsă de gemuri, da, pentru huge, pentru exclusive, dacă duci lipsă de ele, vindeți tot ce puteți deschide. Cum ar fi mini chest bine, cred că mini chest merită deschis, dacă deschidem unul am făcut 5, 50 de K, am făcut 50 de K de gemuri, wow, pic, 50 de K de gemuri, aici am făcut 20 K, aici am făcut 20 K, am făcut 10K și aici am făcut din nou uh, 40K. Bine, ăsta cred că ar deschise, da. Asta la fel, cred că ar deschise, că am făcut un episod în care am zis că merită deschise, că facem și gemul și iteme pe ele. Cu siguranță, da. Deci, dacă este, dar... Dacă vrei să luați mai multe gemuri, puteți să le puneți. Ăstea 40, în loc să fie la 586.000, le puneți la 700.000. Și cineva vi le cumpără. Cineva mereu vi le cumpără, chiar dacă e overpriced. Aici avem 30 de vibrant în taucan. Îi luăm pe toți 110 diamante. 110k diamante, da, știu, nu e 110 diamante, e 110k diamante, știu, știu. Dar pe 110 vă dați și voi seama că vorbesc despre 110k în loc de 110 normale. Cam asta a fost episodul, altceva nu este, poate să mai verificăm mailul, să vedem aici ceea ce mai avem, pentru că am mai văzut. Deci, pentru giveaway și pentru mulțumesc foarte mult, Mati, pentru asta o să dau accept acum. Pentru giveaway, pentru roata de noroc la live, -uri. o să fie acele minunate la Keyblock, salut, David Gamer, mulțumim de găleată și restul chiar nu am văzut. Deci, dacă avem un loc să-i dăm invite, imediat o să vedem. Aici la ăsta dăm voi să intru pe server, da, imediat o să ți le dau înapoi pentru că nu-i serverul meu, nu pot să intru. Plăsesc sus că fac mișto de tine, nu știu la ce te referi cu chestia asta, dar eu și nu dau. Și trebuie să-i dăm și la cei doi invite în clan, dar ce ne-a dat? Ne-a dat 150 de cazi și ne-a dat un lower key half. În clan momentan o să facem curat. Dacă sunteți în clan, trebuie să aveți 300 ca donații, deci încercați să donați cei care sunteți aici. V-am spus și în privat, v-am zis și aici, acum să știți, donați în clan, pentru că atunci când o să vină cu nouă achievements battle, când o să vină noul battle între clanuri, o să jucăm foarte mult, o să vină la mastery și jucați foarte mult. Dacă nu aveți la mastery, o să primiți click să facem loc la alte persoane care chiar se joacă, pentru că mai sunt persoane care vor și din păcate nu avem spațiu și spațiul este irosit pe persoane care nu joacă, știi? Asta e cea mai mare problemă. Dar 75 de membri acum chiar e foarte bine. Așa că să aveți o zi excelentă și ne vedem data viitoare la Pet Simulator 99.